Cetățenii ruși vor întâmpina probleme în ceea ce privește călătoriile prin Europa. Măsuri în acest sens au fost luate de ministrii de externe din Uniunea Europeană, care au decis restricționarea vizelor rușilor. Deși Ucraina a cerut din partea statelor membre interdicții complete, doar Polonia, România și țările baltice sunt pregătite să interzică acordarea vizelor în cazul cetățenilor ruși. Oficialii europeni au decis în urma întâlnirii de la Praga să suspende acordul din 2007 care facilita obținerea vizelor de către cetățenii ruși. Astfel, numărul vizelor emise de statele membre ale Uniunii Europene va fi redus semnificativ, iar timpul de așteptare pentru obținerea acestora va crește considerabil, anunță șeful diplomației europene, Josep Borrell. Decizia le va da bătăi de cap rușilor care vor fi nevoiți să prezinte mai multe documente și chiar să cheltuiască sume mai mari pentru a obține o viză. Mult mai radicale sunt măsurile luate de polonezi și țările baltice. Aceștia iau în considerare suspendarea totală a vizelor cetățenilor ruși. Măsura ar marca o primă etapă necesară care ar limita considerabil numărul vizelor turistice, precum și reducerea fluxului cetățenilor ruși în spațiul Uniunii Europene și Schengen. Și ministrul de externe român, Bogdan Aurescu, se pronunțase pentru o astfel de măsură. We support fully the suspension of the visa facilitation agreement, and at the same time we will be open to take decisions, further decisions in order to restrict the circulation of Russian citizens within the European Union, with accent on visas issued for tourism. Singurele vize care ar putea să fie acordate ușor sunt cele umanitare, mai arată oficialii europeni, printre care și Aurescu. On the other hand, it is important not to ban humanitarian visas or medical visas or visas to be granted to those persons who are opposing the regime or who are threatened by the regime in Russia. Și Finlanda, țară care își împarte granița cu Federația Rusă, va reduce la 10% din volumul total al vizelor acordate cetățenilor ruși, începând cu 1 septembrie. Zilnic, statul nordic procesează aproape 1000 de vize, majoritatea aparținând turiștilor ruși.